Delegația adunării parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Jean-Claude Mignon, care s-a aflat în Moldova, a declarat că, în general, în țară este un climat liniștit înainte de alegerile parlamentare. Am văzut un nivel înalt de maturitate politică dovedit de autoritățile de la Chișinău, a menționat Mignon. Înainte de scrutinul din noiembrie, 30 de membri ai APCE vor veni din nou în Moldova pentru a supraveghea alegerile. Mai mulți demnitari străini s-au învrednicit ieri de titlul de onoare al Ministerului de Interne, înmânată de ministrul Dorin Recean. Printre cei distinși se numără ambasadorul Suediei în Moldova, Ingrid Tersman, ambasadorul României, Marius Lazurcă, cel al Statelor Unite, William Moser, dar și șeful delegației UE în Moldova, Pirca Tapiola. Astăzi, Dorin Recean va fi invitatul emisiunii Vineri cu Anatolie Gulea, difuzată de RTR Moldova la ora 20. Întrebările pentru moderator, dar și invitat, pot fi adresate pe adresa golea@rtr.md. Duminică, pe 9 noiembrie, membrii și simpatizanții Partidului Socialiștilor vor organiza proteste la Bălți, Cahul și Ungheni. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii Igor Dodon, care a amintit că revendicările sunt majorarea secțiilor de votare în Rusia la 30 noiembrie, posibilitatea votării în baza pașapoartelor de tip sovietic și achitarea compensațiilor tuturor fermierilor. Protestele au început în Republică pe 27 octombrie. În satul Măgdecești, raionul Criuleni, a fost dat în exploatare un apeduct și sistem de canalizare cu o lungime de 25 de kilometri. Prezent la ceremonia de inaugurare, președintele PLDM Vlad Filat a menționat că acest proiect este o investiție de succes, iar modernizarea localităților rurale și apropierea condițiilor de viață de la sat cu cele de la oraș sunt puncte din programul 2020, care prevede mișcarea Moldovei înainte. Construcția rețelei a demarat în 2011, iar pentru lucrări s-au cheltuit 32 de milioane de lei. Astăzi, reprezentanții Partidului Comuniștilor, dar și simpatizanții formațiunii, au depus flori la monumentul lui Lenin de la Moldexpo și au participat la un meeting. Evenimentul a fost prilejuit de aniversarea de către PCRM a 97 de ani de la Revoluția din octombrie. Copreședintele Partidului Social Democrat, Sergiu Corupceanu, invitat la o emisiune TV, a declarat că Mihail Formuzal Bașcanul Găgăuziei, care este și membru al blocului electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, va reveni în cursa pentru alegeri. Deocamdată însă, în calitatea sa de membru al executivului, încearcă să reușească ceva până la alegeri pentru a fi majorat numărul secțiilor de votare în Federația Rusă, a mai precizat Corupceanu. Mai mulți veterani ai războiului de pe Nistru au declarat astăzi cădere la Partidul Liberal Reformator. Aceștia și-au motivat alegerea prin faptul că vor să susțină o formațiune de oameni curajoși și onești. Liderul PLR Ion Hadirca a declarat că dacă unul pleacă din partid, atunci în locul lui vin 10. Ieri, ministrul sportului Octavian Bodișteanu a anunțat că părăsește PLR. Maria Cosma, nepoata lui Mihai Poalelungi, președintele Curții Supreme de Justiție, numită recent judecătoare și care a nimerit atât în vizorul presei de la Chișinău, cât și din Marea Britanie, după ce a postat poze cu ea în costum de baie, se apără. Ea spune că fotografiile au fost făcute în 2010, când nu era încă în funcția de judecător. Colegii nu i-au spus nimic, iar lumea poate să o critique pe la spate, a mai comentat Cosma. Un sondaj realizat de firma CBOS arată că 68% dintre polonezi nu vor să renunțe la zlot și să adopte moneda euro, în timp ce doar 24% sunt în favoarea aderării la zona euro. Potrivit termenilor tratatului de aderare la Uniunea Europeană, Polonia este obligată să adere la zona euro la un moment dat. Cu toate acestea, executivul de la Varșovia nu a fixat o dată la care ar urma să adere la euro, iar ministrul de externe a apreciat că acest lucru ar fi prematur. În Germania este astăzi marcată ziua căderii zidului de la Berlin. În țară au loc diverse acțiuni festive. Cancelarul Angela Merkel a vizitat azi complexul memorial de pe Bernauer Straße, unde s-a păstrat un fragment din zid și unde a fost inaugurată o nouă expoziție. Zidul a constituit o barieră de separare între Berlinul Occidental și Republica Democrată Germană timp de aproape 28 de ani, fiind demolat în săptămânile de după 9 noiembrie 1989. Președintele francez, François Hollande, susține că va renunța să mai candideze la președinție după terminarea mandatului său de 5 ani în 2017, dacă nu va reuși să diminueze rata șomajului, care în Franța înregistrează un nivel record, existând peste 3,4 milioane de persoane fără loc de muncă.
Prețul barilului de petrol a scăzut astăzi la 82 de dolari americani, în scădere cu 2,7% față de ieri, scrie Bloomberg. Două companii care analizează piețele energetice au constatat că o creștere substanțială a producției de petrol, mai ales în Statele Unite, a cauzat o scădere cu 20% a prețului la petrol pe perioada câtorva săptămâni. Se prognozează că un baril va costa în medie 75 de dolari în primul trimestru din 2015, ceea ce este cu 15 dolari mai puțin decât cea avansată anterior de 90 de dolari pe baril.